Joi, 18 octombrie, la Grupul Școlar Industrial de Transporturi Auto din Timișoara se vor alege președintele, vicepreședintele și secretarul Consiliului Elevilor. Totuși, elevii liceului nu s-au înghesuit să candideze pentru aceste funcții. Practic, fiecare clasă a fost informată. Interesul pentru a candida a fost mai mic, dovadă că avem un singur candidat, dar interesul de a participa la acest proces electoral este foarte mare. Deci, elevii chiar își doresc să participe la acest prim exercițiu democratic din viața lor. Singurul candidat la conducerea Consiliului Elevilor de la Liceul Auto este un elev de clasa 11-a. Anul acesta vreau să candidez pentru președintele școlii. Ceea ce m-a determinat să mă implic a fost să implic cât mai mult colegii mei din școală în diferite proiecte, acțiuni desfășurate de noi. Noi îi susținem în activitățile lor. Candidatul declară că va încerca să-și implice colegii în cât mai multe activități sportive, dar și în proiecte în domeniul mecanicii. Acest liceu fiind băieți mai mulți pe sportiv, pe fotbal, împreună cu școala gimnazială din partea cealaltă, că face parte din noi, din școala noastră, meciuri de vole pentru fetele de acolo. Și vrem ca, este și un liceu pe profil mecanic, să facem, să derulăm și proiecte pentru cei care sunt interesați de mecanică, pentru promovarea lor. Fostul președinte al Consiliului Elevilor susține că și-ar fi dorit să poată organiza mai multe excursii cu colegii în perioada în care a fost reprezentantul colegilor săi de la Liceul Auto. Așteptările sale de la cel care va prelua torța țin de organizarea mai multor activități interesante. Vine cu proiecte noi și multe alte activități. Tu de ce crezi că ar mai fi nevoie? Ce ai fi făcut dacă ai fi rămas în continuare? Proiecte multe, mult mai interesante. Ca de exemplu? Unul pe care ai vrut tu să realizezi și ne-ai apucat. Multe excursii. Deși pentru funcțiile de vicepreședinte și secretar nu și-a depus candidatura nimeni, persoanele vor fi nominalizate și alese în aceeași zi după alegerea președintelui Consiliului Elevilor.